Cred că mi-au energia de la copiii mei, de la familia mea, de la lucrurile frumoase pe care le trăiesc zi de zi, faptul că am concerte unde lumea vine și plătește bilet sau oamenii vin și îmi cântă melodiile, e normal să mă încarc de la atâta frumusețe, de atâția oameni frumoși. Știi că iubirea schimbă tot. Satisfacția unui artist? Da, cam evident, asta este. Să te duci și să fii răsplătit cu aplauze și cu bucurie atunci când oamenii te văd și te ascultă. N-am făcut de foarte multe ori concerte cu bilet. După cum știți, a fost în februarie debutul meu în lumea concertelor cu bilete plătite. Dar am avut un start foarte bun, să dea Dumnezeu să fie în fiecare an și oamenii să fie curioși de muzica mea și de prestația mea. Asta îmi doresc. Niciodată să nu spui, niciodată, niciodată să nu spui, niciodată, te dai grijă ce dorești, că s-ar putea să și primești, niciodată să nu spui, niciodată. Ai grijă așa de fiecare dată la fiecare eveniment acum, eu nu prea mă pricep, îți dai seama, dar nu te văd niciodată încărcată, cu foarte multe, nu știu, lanțuri. Câte puțin din fiecare, da. Dar pentru asta nu pot să zic că mi-asum eu această calitate, dacă mi-ai făcut un compliment, zic eu așa, ci oamenilor cu care lucrez. Dacă eu știu să cânt, ok, mă ocup cu chestia asta, las oamenii de modă să ocupe de mine și de imaginea mea. Ce-ți mai dorește, Andra, de la viață în acest moment? Sănătate, că restul le facem. Știi că iubirea schimbă tot.